Hei, salutare X Nation! Ce faceți voi azi? Vreau să etichetați un prieten care știți că face urât și nu suportă să sune alarma. Sau ceasul, în cazul vlogului de astăzi. Cu toții avem acel prieten care face extraordinar de urât, sparge, rupe, fărâmă, ceasuri, telefoane, tablete, orice sună să-l trezească dimineața. Etichetați acel prieten sau prietenă care știți că face exact ca personajul din acest vlog. Urmăriți în continuare să vedeți despre ce e vorba. Iar ca temă pentru acasă, în comentarii vreau să-mi spuneți cu ce obiect din cele pe care le-a folosit acest personaj din vlogul pe care îl veți vedea acum, l-ați folosit și voi pentru a opri ceasul. Vă aștept pe Instagram și pe Facebook la O Inimioară. Linkul în descriere. Șș, liniște că doarme personajul. Cel mai frumos e atunci când dormi să nu te deranjeze nimeni și nimic. Dar totuși, când tăcerea e ruptă de un ceas, da, foarte ușor îl oprești cu mâna. Deranjant, într-adevăr. Foarte bine, foarte ușor, se oprește ceasul cu o atingere. Somnul este foarte dulce, dar da, cu siguranță s-a oprit. În sfârșit, se oprește. Da, știu. Somnul e cel mai dulce. Sper că perna ajută. Mai bine zis, două perne sper să acopere acest infern. Dar, din păcate, nici așa nu pot dormi. Așa că, o paletă de muște. Da, și-a făcut treaba. Așa că, la nani. Ah, ce frumos e să te odihnești. Ah, ce rău e să te trezească ceasul. Da, se pare că perna nu face față, așa că va trebui să iau o lingură de lemn, una uriașă. O nouă încercare de odihnă, la fel. Doar că de data asta am găsit ceva mai bun decât paleta sau lingura de lemn. O bâtă frumoasă care rezolvă tot. Da, și cu asta gata. Vai, dar ce liniște absolut criminală. Se pare că e întreruptă de ceas. De data asta o dau pe Counter-Strike.
Da, i-am dat headshot. Iar liniște. Mă gândesc cum să fac să acopăr zgomotul infernal cu, nu știu ce să zic, cu perna. Nu cred că merg. Un ciocan destul de bun. Se pare că e game over. În acel moment când sforăi și muștele umblă prin gura ta, într-un somn foarte liniștit și foarte odihnitor. Da, același sunet. Trezește-te, trezește-te, trezește-te. Nici degetul în ureche nu cred că face vreun mare miracol. Nici pernele nu cred că mă ajută acum. Trebuie să găsesc ceva să opresc acest sunet infernal. Acest baros frumușel cred că ar trebui să pună punct acestui zgomot. Da, a reușit. E foarte liniște, foarte frumos. Pot să dorm în liniște. Da, se pare că s-a terminat cu bucuria. Va trebui să găsesc ceva pe măsura ceasului. Ce părere aveți despre această toporișcă? Pare drăguță, nu? Ia să vedem. Da, se pare că l-a pus pe mut. Vai, săracul ceas a suferit atât de multe lovituri. Oare cine îl pune să sune într-una? E o liniște absolut frumoasă. Sau cel puțin a fost. În acel moment când încerci să-ți astupi urechile cu ce găsești prin cameră, de fapt prin pat, încerci cu două perne, încerci să le apeși cât poți de mult, ai face orice să oprești acel sunet. Deși că ce poate fi mai frumos decât o sabie ninja? Se pare că da. Din nou, aceeași treabă, același zgomot, parcă vine tramvaiul pe la mine prin cameră. Într-adevăr, nu ai cu ce să astupi acest zgomot, trebuie să te trezești până la urmă, indiferent de oră, atunci când pui ceasul să sune. Dar până la urmă, cred că am găsit leacul ceasului. Deci se pare că o rangă dulce mult va duce. În sfârșit, liniște.